De mai bine de 3 ani, micii producători agricoli din localitățile vecine cu Giurgiu nu prea au avut probleme în a-și vinde marfa afară, în piața centrală, în spațiul destinat lor, cu 6 lei pe zi taraba. Acum însă, conducerea pieței le-a adus la cunoștință că la tarabele din piața volantă nu mai pot rămâne decât cei care vând răsaduri și cei care vând produse în cantități mari. Este o decizie a ADPP-ului, adoptată după ce legea a obligat proprietarul pieței private să asigure 40% din tarabe pentru producătorii agricoli. Decizia îi nemulțumește pe producători din piață și dau vina pe primar pentru că sunt goniți de la tarabe. Ne desfințează piața țărănească. Suntem foarte supărați. Cine a venit să vă spună? Domnul Roșu. Noi vrem să susținem piața asta. Altceva nu avem ce. În privința la politică nu ne interesează. Noi dăm cu sapa. Muncim. Și asta ne interesează cel mai mult. Să ne câștigăm pâinea. Nu să ne ducă în hal acolo unde acolo nu e nicio treabă. E foarte scump. Noi nu ne permitem să plătim 4,5 milioane acolo. Și exact ce v-a spus? V-a dat ceva scris sau doar verbal? Nu, doar verbal. Și acum noi ce trebuie să facem? Unde să ne ducem? Ne ducem în fața la primărie și vindem acolo. Dar vi s-a mai spus asta până acum? Nu, până în alegeri, deci totul era ok. Cu ce vă mai ajutăm, ce mai doriți, ce vă mai trebuie și acum totul s-a schimbat. Vi s-a spus să plecați de aici? Da, mi s-a spus, dar nu știu de ce. Pentru care motiv nu cunosc. Motivul, noi suntem direct producători, trebuia să ne lase aici. Așa trebuia. Nu știu de ce să ne mutăm de aici. Nu știu cine are interes. Ăsta e un interes meschin, să ne mute de aici. Am înțeles că nu s-au scos tarabele astea primăvară, dar hai că am acceptat să venim cu mesele, acum nici cu mesele nu ne mai lasă. Nu știu de ce, care este motivul, poate aflăm și noi răspunsul. Și ce faceți? Aveți unde să vă duceți cu produsele? Suntem în domnișoară, unde ni s-a recomandat, când a venit domnul Barbu înainte de campanie, a zis că nu ne convine să mergem dincolo la domnul Pavel, că nu ne-ar fi mai bine acolo. Vedem unde o să mergem. O să mergem la domnul Barbu acum să vedem unde o să ne ducă. Promisiuni de șarte. Ne-a zis că dacă avem câteva răsaduri pe masă, că oricum avem mai multe, și avem și legume, putem să vindem. Și acum, deja astăzi, ne-a zis și ne-a spus, cine au legume, pot să caute tarabă în altă parte, că aici nu mai au voie de răsaduri. Atâta tot. Altceva nu știm ce să vă mai spunem. A crezut cum ne dă la o parte de aici și toată lumea fuge înăuntru. Da. Unde au interes să ducă toată lumea. Nu eu cum să mă duc? Eu sunt țăran. Eu le produc. Eu plătesc 4,5 milioane pe lună și viu de 2 ori, că eu nu pot să le culeg într-una. Trebuie mai stau acasă, le muncesc, să le... Nu e posibil așa ceva. Cum să negonească de aici? La noi campania asta ține puțin. Cât avem cartofi? Cât avem? 12 ori, 15, 20? Zice, le-am scos voi veniți 3 luni pe an. Și nu avem ce să facem. Nu putem să închiriem de 3 luni de zile o tarabă înăuntru. Nu avem pot, cum. Pentru că eu nu viu tot timpul. Nu venim tot timpul. De la puțin. Nu cumpăr. Și noi care avem, de exemplu, răsaduri. Da? Răsadă varză, de conopidă, de țelină, de praz, de ce dracu mai avem noi acolo. Și avem și ardei. Ce fac? Stam cu ardeiul aici și cu răsadul... Eu mai am o săptămână, mi se coace roșii. Ce? Unde mă duc cu răsadul și unde mă duc cu roșii? Ce le fac? Le arunc? Oamenii, mulți dintre ei, care își munce singuri pământul, spun că piața volantă reprezintă o variantă bună pentru ei, în timp ce în piața privată nu se simt avantajați, nici măcar din punct de vedere financiar. Plecați? Da. Ce vi s-a spus astăzi? Mi s-a spus să ne strângem marfa până diseară să plecăm de aici. Motivul? Motivul? Ei nu știu. Ei îl știu, primarul. Ne ia la goană de aici motivul. Motivul cred că e, sunt mână în mână cu directorul pieții, directorul halei, care vor să ia pe toți la goană de aici, să se ducă înăuntru, la tarabe, unde e foarte scump. Acum ne ia la goană. Eu a zis că se iau taraba asta, de aici să ne ducem. Păi unde o dumă? Nu știu. Golești terenul aici. Asta e. Cum vedea de mâine ce-mi face? Ne hăituiesc, cum hăituiesc lupii oile. Așa ne hăituiesc. Am ajuns proștilor ca să-i pricopsim pe ei înăuntru acolo. Asta e. Dar de ce nu vi s-a dat o explicație? Sau? Nu mi se dă nicio explicație. Nu vrea, interese politice. Cam toți care trec pe aici vine și cumpără de la noi, că suntem producători, ne cunosc. Așa sunt obligat să vină, să duc acolo. Ne-am dus tocmai la cimitir, la vamă. Ia uitați, cine trece pe acolo? Aici era circulație făcută, de asta ne-a gonit, nu pentru altceva. Și a pierdut, o să piardă primăria, noi, și câștigă privatul.
În replică contactat de noi pentru un punct de vedere, primarul Nicolae Barbu a declarat că nu le-a promis nimic producătorilor în campanie electorală, ci că a purtat discuții cu producătorii din piața Volantă și le-a explicat că în piața privată există spațiu special destinat producătorilor agricoli, unde beneficiază de toate condițiile, iar prețul pentru o tarabă pe zi este de 10 lei. Adevărul este undeva la mijloc, pentru că și în anii trecuți, în piața Volantă, producătorii și-au vândut nestingheriți marfa, chiar dacă din când în când mai primeau câte o somație de la ADP. Pe asta s-au bazat și acum, pentru că există precedent și nu înțeleg de ce până acum s-a putut, iar de mâine sunt nevoiți să-și caute piață.